Bine v-am regăsit. Considerat drept echivalentul muzical al paletei pictorului, pianul este considerat de către mulți iubitori ai artei sunetelor, doamnelor și domnilor, ca cel mai desăvârșit instrument muzical. Sunetele sale au fost sursă de inspirație pentru foarte mulți compozitori, indiferent de genul muzical abordat, acest lucru datorându-se adaptabilității și expresivității sale. Iar pentru a afla mai multe despre acest îndrăgit instrument, l-am invitat alături de noi pe maestrul Viniciu Moroianu, un nume al pianisticii românești care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Bună ziua, maestre! Mulțumim că ați răspuns și de această dată invitației noastre. Bine v-am găsit și tot binele ascultătorilor dumneavoastră. Stimate maestre, cântați de mic la pian. Pot spune că vă petreceți o mare parte din timpul dumneavoastră alături de acest instrument. E pianul pe primul loc? E cel mai desăvârșit instrument muzical? A atins perfecțiunea? Este, fără îndoială, un instrument rege. Sigur că răspunsul meu nu poate să fie decât foarte subiectiv. Este un instrument pe care îl iubesc nespus, dar sigur că toate instrumentele orchestre simfonice au frumusețea lor și unicitatea lor. Și locul lor în istoria muzicii. Categoric, inclusiv orga. Pianul s-a dezvoltat în atâtea secole, a evoluat spre perfecțiunea de astăzi. Aș adăuga totuși că fiecare instrument cu particularitățile lui are anumite caracteristici care le fac așadar unic. Se poate spune că pianul ține locul unei întregi orchestre și că se poate armoniza destul de ușor cu oricare alt instrument? Sigur că da. Și într-adevăr poate ține în mare măsură locul unei orchestre. Există, de-a lungul istoriei muzicii, transcripții ale unor lucrări orchestrale pentru acest măreț instrument. Sigur că el nu poate înlocui cu totul orchestra, însă culorile timbrale și jocul acesta suveran al registrelor se apropie foarte mult de discursul orchestral. Considerați că studiul pianului sau al oricărui alt instrument, al muzicii în general, poate ajuta la formarea unui om din punct de vedere spiritual al echilibrului interior? Categoric că da. A spus-o Platon acum multe secole. Sigur că muzica în sine îți dă o ordine interioară și o disciplină și face sau ar trebui să facă parte intrinsecă din educația noastră. Am putut eu însumi constata că acei semeni ai noștri care nu frecventează muzica bună sunt mai incompleți, ca să fiu peorativ, sufletește, și o anume generozitate, bunătate, ordine și echilibru interior le lipsesc. Este un punct de sprijin, aș spune, la fel de adânc și de important ca și credința în Dumnezeu. Spuneți-mi, sunteți de părere, la fel ca un alt mare nume al muzicii românești, este vorba de Sergiu Celibidache, că experiența muzicii se poate simți cu adevărat doar în sala de concert? E o altfel de percepție, sunt altfel de trăiri când totul e pe viu, cum se spune? Categoric, da. Sigur că marketingul acesta atât de ucigător al
vieții de concert din toată lumea, din ultimele decenii, pare să contrazică radical această aserțiune de un profesionalism înalt, o aserțiune axiomatică. Sigur că ascultarea muzicii în trei dimensiuni, deci în sala de concert, pe viu, nu poate fi înlocuită cu nimic altceva, cu acea conservă muzicală prin care cineva în fotoliu acasă reconstituie o trăire care a fost unică a interpreților sau a dirijorului în acel moment. Și care nu se mai poate repeta niciodată? Categoric. Este acel fluid extraordinar care ține și, se spunea, chiar de componenta de ozon a aerului din sala de concert, din acel moment, prin care acel fluid sacru trece din dăruirea interpretului spre sufletul auditoriului. Sigur că înregistrările au importanța lor și nu pot fi ocolite, dar totuși un anume grad de artificialitate există și niciun mare interpret nu poate să nu recunoască fie și în șoaptă acest lucru. Spuneți-mi, de la ultima noastră întâlnire a trecut mai bine de un an, timp în care nu ați stat degeaba. Ați concertat mai peste tot în țară, iar acum propuneți publicului meloman redescoperirea creației unuia dintre cei mai mari muzicieni pe care i-a avut vreodată România, Dinu Lipati. De ce Lipati? Lipati a fost un uriaș muzician și alături de George Enescu sunt cele două mari nume care reprezintă în lumea muzicală mondială un veritabil brand al culturii românești. Sunt două repere ale muzicii, ale muzicii românești. Categoric. Enescu cu mari eforturi este în sfârșit mai cunoscut și în țară. Lipati încă insuficient. A fost un uriaș pianist care este în topurile mondiale ale marilor pianiști din toate timpurile și aș adăuga aici alături de alte două nume românești, de Clara Haskell și de Radu Lupu. Un muzician cu sclipiri de geniu care în scurta lui viață a dăruit lumii muzicale un tezaur de înregistrări, dar în același timp de impresii extraordinare, de mărturii pe care atâta lume fericită le-a avut ascultându-i arta în cei doar 33 de ani de viață. A fost extraordinar de apreciat de mari muzicieni ai momentului, în frunte cu George Enescu, și care, trebuie subliniat, a avut și o importantă activitate de compozitor. Catalogul creației lui numără 49 de titluri, deci o cifră importantă. Titluri care au fost subapreciate multe decenii, care constituie în mare măsură o necunoscută în lumea muzicală mondială și este de datoria noastră ca să le impunem în viața de concert. Încerc cât pot de mult să public, să cercetez, să cânt din creația lui. O voi face și acum curând, o voi face și în Festivalul Enescu, ediția din toamnă. O voi face tot în toamnă la Festivalul de la Besançon din Franța, festival care a găzduit ultimul recital al lui Lipati în urmă cu 67 de ani. Stimate maestre, mulțumim tare frumos pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă mai așteptăm aici la noi la Trinitas TV. Cu tot dragul, vă mulțumesc și eu.